Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură, drept pentru care vă rog frumos să vă ridicați. Cartea Exod, capitolul 4, versetele 18 la 26. Exod 4, versetul 18. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. Ietro a zis lui Moise: du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian: du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână, să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Tu vei zice lui Faraon: așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut, îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând: tu ești un soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: soț de sânge din pricina tăierii împrejur. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. Dragă Gianni, sora Maria, astăzi este nunta voastră. V-ați făcut multe planuri pentru nunta asta. Începând de astăzi, sunteți soț și soție, se împlinește visul vostru, așteptarea, dorința voastră și noi am trecut pe acolo cu toții. Viața de familie este cea mai frumoasă experiență umană, însă este cea mai pretențioasă experiență din viața noastră. Sigur, alegerea în căsătorie este fundamentală, pentru că nu vom lucra decât cu materialul pe care l-am ales. Dar dincolo de alegere, construcția căsătoriei, realizarea acesteia, presupune multă înțelepciune, răbdare, iertare și bunătate. Intenția mea în această zi este să țin o predică scurtă pe care am intitulat-o Cum a învins Moise Egiptul. Am încercat să găsesc ceva potrivit pentru Jan, pentru Ioan sau pentru Maria și nu mi s-a lipit nimic de inimă. Și m-am dus la Moise, am alcătuit câteva gânduri pe care le numesc predica mea din această dimineață, repet, cum a învins Moise Egiptul. De ce am numit predica așa? Egiptul este simbolul lumii, al păcatului, al destrăbălării. Este sistemul acesta lumesc și Moise a fost trimis acolo ca să scoată oamenii de acolo. Dumnezeu nu l-a trimis la sistem, l-a trimis la oamenii din sistem. Și Moise nu a vrut să meargă, dar insistând, pentru că Dumnezeu a insistat, Moise până la urmă s-a dus. Noi toți știm că Moise a avut o viață împărțită în trei etape. Prima etapă s-a petrecut la palat când era prinț în Egipt și a durat 40 de ani. Acolo el a avut parte de o anumită instruire. Imaginează-ți ce înseamnă să fii prinț la palat, Casa Albă de astăzi. Apoi a urmat o altă etapă care a fost absolut opusă, care completează instruirea lui Moise. Și anume, a stat în pustie undeva lângă muntele Sinai, în Madian, s-a căsătorit cu fica bosului lui, el lucra ca cioban acolo, s-a căsătorit cu Sefora și acolo a petrecut 40 de ani într-o altă zonă, într-un alt context, unde a învățat cu totul alte lucruri. Și apoi Dumnezeu îl trimite în Egipt, exact pasajul pe care l-am surprins în această dimineață. El își ia soția, copiii și pleacă. Și ajungând în Egipt, Dumnezeu l-a ajutat să își împlinească misiunea. Dar revenind
Și făcând un fel de zoom-in pe pasajul acesta, aș vrea să ne oprim puțin la Moise, Dumnezeu și familia. Pentru că versetul 20 spune: Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Avea în mână toiagul lui Dumnezeu. Astea au fost resursele lui Gianni. Familia și toiagul lui Dumnezeu. Astea au fost resursele lui. Soția, Sefora, copiii pe care i-a dat Dumnezeu și Dumnezeu. Cu resursele acestea s-a dus și a învins. Dumnezeu l-a ajutat să aibă o familie bună. Familia l-a ajutat să-l slujească bine pe Dumnezeu. Moise a fost între Dumnezeu și familia lui. Între Dumnezeu, familia lui și prizonierii pe care trebuia să-i scoată din Egipt și pe care Faraon nu vrea să-i lase să plece, că era o mână de muncă, de fapt, gratuită, nu ieftină. Aș vrea să surprind aici cele două lucruri posibile. Primul, Moise a învins Egiptul cu ajutorul lui Dumnezeu. Moise a fost un om care și-a dezvoltat caracterul, care a avut parte de o instruire foarte complexă. 40 de ani la palat, cu toți instructorii, cu toate orele de pregătire, cu tot luxul, cu toate oportunitățile, dar și cu umilința, cu sărăcia, cu lipsurile, cu singurătatea din Madian. Aceasta au dat naștere unui bărbat foarte bine pregătit. Unui bărbat care știa să mănânce la o masă plină cu de toate, dar un bărbat care putea să rabde sau să găsească să mănânce ceva, absolut orice. Un bărbat care putea să rabde, un bărbat care putea să se lupte cu oricine, un bărbat foarte harnic care putea să muncească în orice condiții. Când Dumnezeu l-a ales pe Moise, nu l-a ales pentru că îl chema Moise, l-a ales pentru că Moise, datorită experiențelor prin care a trecut, s-a format ca un om întreg. Moise a avut un caracter special și mai mult decât orice, la Moise a excelat bunătatea. El s-a dus împreună cu familia lui și cu toiagul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu el, i-a dat autoritate. I-a dat înțelepciune. Dumnezeu a făcut prin el foarte multe minuni. A fost prezent în viața lui, s-a ținut de cuvânt. Când Dumnezeu trimite un om, îi dă bani de drum, îi dă bani de cheltuială, nu-l trimite cu mâna goală, sperând că se va descurca cumva. Dumnezeu este un stăpân bun. Sub stăpânirea lui Dumnezeu nimeni nu duce lipsă. Însă, aspectul asupra căruia eu vreau să mă opresc puțin este faptul că Moise s-a dus cu familia. Nu vreau să insist asupra experienței pe care a surprins-o pasajul pe care l-am citit, și anume faptul că Sefora a trebuit să-l ajute soția lui și să îi pună o poreclă lui Moise, dar vreau să trec dincolo și să spun următorul lucru. Moise a avut nevoie de Dumnezeu și de soția lui. Scriptura nu povestește tot ce s-a întâmplat. Spune doar câteva lucruri despre interacțiunea soției sale cu el. Imaginează-ți că el a mers foarte mult timp prin pustie. El a fost comandantul unui popor care avea 2-3 milioane de oameni. A stat tot timpul plecat de acasă. Sefora a stat cu el doar o bucată de timp, pentru că ea o mare parte de timp a stat cu părinții ei în Madian. De ce? Pentru că uneori profesia, slujba, activitatea soțului îl face indisponibil pentru familie. Nu toată lumea se întoarce în fiecare seară acasă ca să doarmă peste noapte cu soția și copiii. Moise n-a fost un astfel de bărbat. Pentru că misiunea lui l-a înghițit pe el, i-a înghițit timpul. Dar Sefora a acceptat această misiune a soțului ei din înțelepciune și din teamă de Dumnezeu. Ea a fost fiica unui om foarte înțelept, care a intrat în istoria Bibliei ca un mister alături de Melchisedec, un alt mare enigmatic al Scripturii. Dar, revenind și apropiindu-mă de încheiere cu predica mea, aș vrea să spun câteva lucruri despre bărbatul acesta care a creat visul lui Dumnezeu, de fapt care l-a împlinit, care s-a luptat cu niște prizonieri, cu niște oameni care erau îndobitociți de stilul de viață pe care l-au dus în Egipt. Și a stat între familia lui și între slujba lui. Atunci când vorbim despre Moise, vorbim de orice bărbat care are nevoi pe care nu îi le poate împlini decât Dumnezeu în dreptul lui Dumnezeu și soția în dreptul soției. Fiecare bărbat care ajunge așa de sus cum a fost Moise, trebuie să aibă o femeie la nivelul acela, pentru că altfel ea se pierde.
Bărbatul în general se dezvoltă prin competiție, lucru care s-a întâmplat și cu Moise. Femeia se dezvoltă prin admirație. Competiția pe femeie o obosește, dar admirația o hrănește, o validează, o ridică și o întregește. Gianni, misiunea ta este mare și va fi mare nu doar la figurat, va fi mare la propriu măsura în care tu o vei accepta alături de Maria. Dar vreau să spun că o să constați ceea ce auzi teoretic de foarte multe ori. Femeile sunt absolut diferite de bărbați. Ele au o altă mâncare și nu mă refer la mâncarea din frigider. Ele au o altă minte, ele au alte așteptări și au o altă configurație emoțională. Ele stau foarte mult în zona afectivă a vieții lor, care se mișcă, se schimbă de la o clipă la alta. Bărbații sunt stabili, sunt logici, stau între principiile lor care se înveghesc și nu se schimbă niciodată. De aceea bărbații întotdeauna se dezvoltă prin competiție. Când tu vei avea nevoie de competiție, să știi că ea nu va avea nevoie, are nevoie de admirație, are nevoie de iubire, are nevoie de liniște, ea are nevoie de siguranță, are nevoie de grijă, are nevoie de o casă unde să-și crească copiii. Trebuie neapărat să ții cont de lucrurile astea, să nu tratezi ca pe tine așa cum am făcut eu în prima parte a vieții mele de căsătorie și probabil alții care n-au știut. Dacă ne uităm în scriptură și dacă ne uităm în ceea ce spune știința despre bărbați, în ADN-ul unui bărbat există câteva priorități. Prima este intimitatea, să nu spun relația intimă. Mâncarea este pe locul 2, apoi pe locul 3 este competiția, performanța. Un bărbat trăiește pentru performanță, Maria. Femeile nu trăiesc pentru performanță, ele nu înțeleg nimic din povestea asta ca și aplicare personală, dar bărbații trăiesc pentru performanță și întotdeauna pentru o performanță pe rând, pentru că un bărbat poate să facă un singur lucru odată. Poate că o să te obosească viața lui Gianni, el e extrem de dinamic, e harnic, e creativ, e priceput la toate lucrurile, dar să știi că asta îi va da viață, asta îi va da semnificație, îi va da valoare, îi va da împlinire, pentru că bărbații se dezvoltă prin competiție. Apoi pază și protecție, asta este calitatea unui bărbat. Bărbatul trebuie să-și păzească și să-și protejeze familia, asta nu-i treaba soției. E adevărat că astăzi femeile fac pe toate, conduc avioane și le-au împins Biden și cu guvernul Americii să facă de toate. Dar dacă ne uităm în scriptură și dacă ne uităm în știință, observăm că bărbații se nasc bărbați, trăiesc bărbați și mor bărbați și femeile de asemenea. Dar fericirea soției este o altă prioritate a bărbatului. Un bărbat nu poate fi fericit dacă soția lui nu-i fericită. Gianni, o să vezi, dacă Maria vreodată va fi supărată pe tine, nu mai ai chef de nimic, n-ai liniște, n-ai stare. E ca și cum îți fuge pământul de sub picioare. Așa l-a creat Dumnezeu pe bărbat, să nu se poată bucura dacă femeia lui nu este fericită. De aceea visul unui bărbat, pe lângă intimitate, pe lângă mâncare, pe lângă performanță, pe lângă pază și protecție, este fericirea soției. Asta este o înclinație pusă de Dumnezeu în fiecare bărbat care se activează în momentul în care el devine soț. Trebuie să-ți asumi lucrurile astea. Orice om are mai multe nevoi psihologice pe care voi să vi le împliniți unul altuia. Egiptul astăzi nu mai este departe de noi, Egiptul astăzi este peste tot. Ideologia contemporană a transformat lumea într-un Egipt. Și noi simțim lucrul ăsta prin toate restrictivitățile care încep și care într-o zi se vor sfârși odată cu lumea. Dar aceste nevoi psihologice nu mai au legătură cu genul. Ele sunt pur și simplu pentru oameni și prima este conectarea. Tu ai fost foarte conectat cu părinții tăi, cu fratele Gian și cu sora Dana și vreau să te felicit pentru lucrul acesta. Dar acum trebuie să te conectezi cu soția ta. Această conectare trebuie să fie primară. Gianni, ascultă-mă, trebuie să fie primară. Și de asemenea, Maria, tu trebuie să te conectezi cu el. O femeie se conectează mult mai ușor cu soțul ei, pentru că bărbatul fiind independent, el nu simte nevoia de conexie. Femeile sunt dependente prin natură, nu prin educație. Că astăzi lumea spune că nu mai are importanță dacă ești bărbat sau femeie, tot aia e. Nu e adevărat, nu e tot aia. Femeia e femeie. Și Dumnezeu a creat o femeie cu sensibilitățile ei, cu senzualitatea ei, cu finețea ei, cu capacitatea ei pentru detalii, cu răbdarea ei, cu complexitatea ei. Degeaba o numim bărbat, că ea tot femeie rămâne. E bine, trebuie neapărat să vă conectați unul cu altul. Să ții însă minte, bărbații n-au nevoie de conexie pentru că sunt independenți și autonomi.
Cine e independent, nu depinde de nimeni. Și acest, bunica zicea, melic. Melic înseamnă obicei mai rău. Această înclinație a bărbaților este una care vine din natura lor. Ei sunt războinici, el nu depinde de nimic. E, când e vorba de familie, el e tentat inconștient și involuntar să permită o detașare, o anumită detașare, pentru că el e independent prin natura lui. De aceea, Gianni, fii preocupat de conectare. Conectare înseamnă relaționare, apreciere, validare, importanță. Asta va da forță familiei tale. Conectarea voastră, nu resursele tale și nici competențele tale, doar. O altă nevoie este competența. Asta înseamnă dorința de a învăța, de a crește, de a te dezvolta. Faceți lucrul acesta în continuare. N-are nicio importanță că ați terminat o școală sau mai multe. Continuați să învățați. Omul moare când nu mai învață. Trebuie să fiți informați, dar trebuie și să aplicați informația, că atunci deveniți înțelepți. Deci, conectarea și competența sunt lucruri pe care orice om, bărbat sau femeie, trebuie să și le asume în viața de cuplu pentru ca să aibă o familie fericită. Autonomie sau control, de asemenea, este o altă nevoie și asta înseamnă independența de a lua propriile decizii. Gianni, să nu forțezi niciodată pe Maria să zică împotriva voinței ei sau să facă împotriva voinței ei un lucru pe care tu crezi că ar trebui să-l zică sau să-l facă. S-ar putea să ai dreptate, dar constrângerea nu funcționează în familie. Funcționează în pușcărie, funcționează la poliție, funcționează oriunde, în familie nu. Niciodată constrângerea nu este bună. Este bună argumentarea, este bună convingerea, este bună rugăciunea, este bună discuția, este bună așteptarea, este bună răbdarea și mai presus de orice multă milă și iubire. Dar constrângerea nu este bună. Familia trebuie să fie îmbibată de dragoste, nu de frică. Cine folosește frica în familie, atunci va culege roadele mai târziu. Fiecare om are dreptul să-și croiască propriile decizii pentru viață, însă când vorbim despre lucrurile acestea, vorbim și de aliniere. Căsătoria presupune aliniere. Asta înseamnă adaptare, alinierea principiilor. Trebuie să vă aliniați principiile. Trebuie să le puneți cap la cap și dacă nu păsuiesc, cum spun unii, trebuie să le faceți să păsuiască. Trebuie să aliniați principiile voastre pentru că altfel veți avea două căsătorii într-o căsătorie și între cele două căsătorii va fi o mare diferență. Maria, am să spun câteva lucruri, că Moise vorbeam de el, câteva lucruri de care tu să ții cont în viață. Ce își dorește un soț de la o soție? În primul rând își dorește sprijinul ei. Te rog frumos să fii de acord cu el, te rog frumos să-l sprijinești în tot ce face. Iar dacă nu vei reuși să îl convingi de lucruri pe care tu le crezi normale, adevărate și necesare, să nu-l critici și să nu-l cicălești. Să spun să nu-l cicălești deloc, știu că este imposibil, dar trebuie neapărat să ai grijă de treaba asta, pentru că cicăleala este o pedeapsă destul de complicată pentru un bărbat. Însă încearcă să ai grijă de el. Apoi, îngrijește-te de intimitate, nu uita că asta este cea mai mare nevoie pentru un bărbat. Asta o spune știința și o spune experiența. Apoi, fidelitatea soției este extrem de importantă pentru un bărbat, după cum fidelitatea soțului este importantă pentru o femeie. Fidelitatea este aproape mai importantă decât orice. Peste orice poate să treacă un soț, o soție, dar peste fidelitatea nu se poate. Însă fidelitatea are un început care nu seamănă cu fidelitatea. Trebuie să fugiți de început, că altfel nu mai puteți fugi de nimic. Și comunicarea de calitate. Comunicarea nu-i comunicarea de calitate. Iar comunicarea de calitate nu-i simplă comunicare. Comunicarea de calitate înseamnă să taci când celălalt vorbește. Înseamnă să nu ridici tonul niciodată. Nu știu o altă atitudine mai toxică în familie decât să ridici tonul. Și voi o să vedeți în viața voastră de cuplu. Acesta este un obicei extrem de nociv. Noi toți suntem tentați să facem asta pentru că este activarea sistemului de conservare, dar ridicarea tonului se numește ceartă. Să știi că se poate ajunge prin disciplină și prin cunoaștere la capacitatea de a nu mai ridica tonul. Nu rezolvi nimic să ridici tonul, numai ai impresia. Închei spunându-i următorul lucru. Nu-l face niciodată de rușine pe Gianni
atrăgându-i atenția în public. Pentru un bărbat lucrul acesta este de-a dreptul nepermis. Un bărbat nu poate permite ca propria lui soție, prințesa lui, femeia de-a cărui liniște și fericire el toată viața se îngrijește, să-l confrunte în public. Să nu cumva să faci asta vreodată, că va fi un lucru mai scump decât tot ce veți avea voi. Ai tot timpul când vă urcați în mașină și ajungeți acasă să-i spui ce gândești tu despre ce a zis el sau despre ce a făcut el. Nu-i spune niciodată în public, nici atunci când vrei să-i dai o lecție. Asta nu este o lecție permisă în nicio situație. Ultimul lucru pe care îl spun, să nu-l compar vreodată cu altcineva. Nu, tu ți-ai ales cel mai bun băiat din lume. Tu ți-ai ales cel mai capabil băiat din lume. De aceea să nu-l compar niciodată. Va fi o ofensă atât de mare încât el va merge cu ea în mormânt, nu va putea uita niciodată. Nu-ți compara bărbatul. În momentul în care îl compar cu un alt bărbat, s-ar putea să ai dreptate, dar tu-i tai aripile. Tu-i tai aripile, el își pierde admirația și încrederea în tine și nu-l vei mai putea convinge niciodată că tu ești o persoană așezată sub autoritatea lui ca și cap de familie. Mă rog lui Dumnezeu, toată investiția pe care aceste două familii, acești patru oameni, doi tați și două mame, au pus-o în voi, să o folosiți pentru a crea o familie la care alții să se uite cu model. O familie fericită, așa cum v-ați dori voi în toată perioada prieteniei și a logodnei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.